Denise Rifai a secepat porumbelul, în direct, despre Liviu Dragnea. Cuvintele ei nu au trecut neobservate de invitații. Primarul sectorului 1, Dan Tudorache, sublinierea managerul general al Academiei Rapid, fostul fotbalist rapidist Nicolae Stanciu, au recunoscut în direct, la Realitatea TV, în emisiunea Talk News, moderat de Denise Rifai, ce în spatele acestui proiect se dă voinca lui Liviu Dragnea. Discuția din studiul Realitatea TV, purtat pe 8 martie, a început cu primarul Dan Tudorache afirmând ce proiectul Academia Rapid nu e unul politic, sublinierei ce ar fi vorba de o chestiune strict sportiv, informează ProSport. La numai câteva secunde distanță, însă, noul manager general al Academiei, fostul fotbalist Nicolae Stanciu, a menționat două puncte. Eu mea subliniere teptamca, în afară de steaua sublinierei de arcul de triumf, sublinierei rapidul să fie prins în proiectul STANR. Reconstruirea stadioanelor. Rapidul fiind, a subliniere acum a ci spus sublinierei dumneavoastră nere. Cetre moderatoarea Denise Rifai, patronat de domnul Dragnea și moderatoarea Denise Rifai a început să mustcească, la auzul acestor afirmații, sublinierei a intervenit prompt două puncte patronat spiritual. I, fizic. Prin domnul Tudorache. În ultimele secunde ale emisiunii, în sus sublinierei primarul Dan Tudorache a recunoscut, la rândui, ce Liviu Dragnea supraveghează traiectoria Academiei Rapid, sublinierei e preocupat să-i dea o bază sportiv tot de la stat. Două puncte ce vreau să mai spun. Deci cum vreau eu să vă sprijine politicul, nere. Li se adresa lui Daniel Pancu sublinierei Daniel Niculae, prezent sublinierei ei în studio. Ca baza pro-rapid se ajung cât mai repede la primria sectorului 1. E adevărat, presubliniere dintele Dragnea, ce tot a ci vorbit de el, mi-a promis ce va ajunge, nere. Baza, în acest retur de campionat. Eu iau partea bună sublinierei.